Mulțumesc tare mult! Sunt onorată să primesc premiul Inițiativei pentru Cultură Democratică Europeană. Acest premiu este al tuturor cetățenilor Republicii Moldova, care, în pofida dificultăților cu care se confruntă, continuă să sprijine și să muncească pentru obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova. Războiul barbar al Rusiei împotriva Ucrainei ne-a arătat încă o dată cât de fragile sunt securitatea și democrația țării noastre. Planurile Kremlinului de a reface, într-un fel sau altul, Uniunea Sovietică, reprezintă o amenințare directă la adresa libertății și democrației noastre. Războiul Rusiei în Ucraina constituie un pericol major pentru întreaga lume democratică. Regimurile autoritare din toată lumea, chiar dacă unele nu susțin deschis războiul Rusiei, își doresc ca lumea democratică să fie slăbită în acest război, să fie dezbinată, să-și piardă sprijinul popular. De aceea, la nivel global, victoria Ucrainei este importantă nu doar pentru restabilirea dreptului internațional, ci și pentru consolidarea democrațiilor. Pentru Republica Moldova, victoria Ucrainei înseamnă restabilirea păcii în regiune, scoaterea trupelor rusești din țara noastră, dezvoltarea economică normală și șansa de a rămâne parte a lumii libere, șansa de a avansa pe calea integrării europene. Ucraina trebuie susținută în continuare, oricât de mari ar fi costurile și oricât de mult ar dura războiul. Prețul pe care îl plătesc ucrainenii este infinit mai mare decât contribuția pe care trebuie să o facă lumea democratică pentru a asigura victoria Ucrainei. La fel, prețul pe care îl vom plăti cu toții ulterior, dacă Putin nu va fi oprit acum, va fi incomparabil mai mare. Noi, în Republica Moldova, nu am reușit să ne consolidăm instituțiile și procesele democratice suficient în ultimii 30 de ani, care au fost relativ calmi din punct de vedere geopolitic. Inconsecvența politicilor de tranziție și costurile sociale înalte ale acesteia, conflictul transnistrian și amestecul Rusiei în treburile noastre interne, corupția politică și instituțiile statului, toate acestea au împiedicat consolidarea democrației în țara noastră, au împiedicat dezvoltarea unei societăți reziliente. Regresul economic și reducerea nivelului de trai al populației în primii ani de tranziție au slăbit sprijinul popular pentru dezvoltare democratică. Republica Moldova a ratat șansa să devină stat european odată cu România. În același timp, cetățenii noștri au luptat suficient ca să nu permită stabilirea unor regimuri autoritare, așa cum s-a întâmplat în alte țări din fosta Uniune Sovietică. De fiecare dată, cetățenii noștri au reușit să schimbe puterea prin alegeri pașnice. S-au mobilizat exemplar atunci când autoritarismul și corupția au devenit amenințare majoră pentru democrație, securitate și bunăstarea oamenilor. Au protestat în stradă împotriva corupției și a măsurilor antidemocratice, au mers la vot în număr mare și au reușit să alunge clanurile corupte de la putere. Astăzi, obiectivul nostru major este să păstrăm pacea în Republica Moldova și să rămânem parte a lumii libere. Contextul geopolitic este cel mai dificil de după cel de-al doilea război mondial și sarcina noastră este pe măsură. Trebuie să menținem sprijinul popular pentru democrație în pofida numeroaselor crize care se suprapun și se amplifică reciproc. Criza energetică, război, încercările de destabilizare ale grupărilor criminale corupte aliniate la agenda Rusiei, încercările de destabilizare a securității în stânga Nistrului.
Trebuie să ne creștem reziliența economică în contextul unei incertitudini tot mai mare, determinante de război. Trebuie să găsim soluții pentru problemele curente din sectorul energetic, pe fundalul unor prețuri la resursele energetice tot mai inaccesibile pentru populația noastră și, în același timp, trebuie să reușim să mobilizăm resurse pentru proiecte investiționale care să ne asigure un grad mai înalt de securitate energetică, cel puțin peste 3, 4, 5 ani. Trebuie să reușim să realizăm angajamentele de reformare a justiției și de combatere a corupției în condițiile unei lupte invizibile cu grupările corupte sprijinite de Federația Rusă, care încearcă pe toate căile să submineze eforturile noastre de reformă. Trebuie să reușim să oferim siguranță oamenilor, având un război la hotar. Uniunea Europeană este proiectul care poate unifica societatea noastră. Implementarea reformelor necesare aliniază interesele tuturor grupurilor sociale care își doresc prosperitate sustenabilă, dezvoltare economică și socială în baza valorilor umane autentice. Ne-am asumat acest parcurs, care va fi dificil, și vom mobiliza toate resursele umane, materiale, necesare ca să reușim. În contextul conferinței din aceste zile, menționez că Republica Moldova trebuie să devină parte a marelui proiect european, care chiar în aceste momente este supus provocărilor. Dar am încredere că vom reuși. Am încredere că vom reuși pentru că România ne este alături. Ne sunt alături autoritățile, cetățenii României, societatea civilă și vă mulțumim mult pentru susținere și încurajare. Am încredere că Europa reușește. Experiența mea personală mi-a demonstrat că ori de câte ori ne confruntăm cu crize majore, dacă demonstrăm determinare, reușim. Vă mulțumesc încă o dată pentru cuvintele calde, pentru încurajare și pentru apreciere.